Așa cum am promis joi, astăzi doamna Roberta Anastase, președintea Camerei Deputaților, este prezentă în Timișoara, este prezentă la această conferință de presă organizată la sediul Partidului Democrat Liberal Timiș. O să vă rog să vă uitați, sigur, de prezența domniei sale aici și, sigur, o serie întreagă de întrebări care ați fi dorit să mi le puneți mie și n-am avut răspuns, ați fi dorit că nu mi le-ați spus. Puteți să vorbim să-i adresați Robertei, tocmai pentru a găsi eventual răspunsuri mai precise decât le-aș putut da eu, de la nivel național și, sigur, pe tematicile pe care Roberta e pregătită a vi le dezvălui și a vi le prezenta. Deci, doamna președinte, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am venit la Timișoara scop. Pe de-o parte, suntem într-o fază a dezbaterii publice, am proiect de lege inițiat împreună cu societatea civilă și care vizionează contractarea socială. Am avut la primele ore o dezbatere cu această temă, o întâlnire cu organizațiile neguvernamentale, încercând să corijăm, să spunem, cum cunoaște parametrii, pentru că noi vrem să depunem acest proiect în septembrie. E o componentă importantă a reformei asistenței sociale din România. Este, spunem noi, un moment oportun, pentru că perioada de criză economică iată scoate la suprafață și disfuncționalitățile acestui sistem. Vedeți, dacă privim de la nivel guvernamental, de la nivel macroeconomic, constatăm că există secțiuni sociale ridicate, dar în același timp, dacă mergem la oameni și discutăm cu oamenii, constatăm că de cele mai multe ori sprijinul pentru oamenii aflați în dificultate nu este unul care, pe de-o parte, să ajungă la ei, iar pe de altă parte, să ajungă într-un mod adecvat. Am vorbit despre balanța între prestații sociale și servicii sociale, despre capcana socială, deci despre ceea ce poate însemna o capcană a sărăciei. Tentația omului de a lua mai puțin bani, de a-i primi și a nu face nimic pentru ei, versus un om activ, un om care să încerce să fie sprijinit pentru a-și depăși dificultatea în care se află. Aceasta a fost o componentă. În același timp, după întâlnirea pe care o avem cu dumneavoastră, vom avea o întâlnire cu parlamentarii. Am avut și o discuție cu domnul președinte Ostaficiuc. La început discutăm și despre situația politică, despre părerile oamenilor. Ne vom întâlni cu parlamentarii cu care voi avea o discuție și în pregătirea sesiunii extraordinare, dar și despre sesiunea normală care începe în septembrie și prioritățile noastre din acel moment, bineînțeles, și prioritățile legate de această sesiune extraordinară și de nevoia găsirii unei ample majorități pentru trecerea legii ANI. O lege de care România are, de care, aș spune, o lege de care România are, pentru a recâștiga, să spunem, încrederea. În același timp, vom avea o discuție și despre partid, vom avea o discuție și despre ceea ce e nevoie și pașii pe care trebuie să-i facem. Vorbeam cu domnul președinte să fie mai devreme, despre faptul că atunci când Partidul Democrat Liberal intră la guvernare, intră, cum se spune, cu tot sufletul și toate energiile și le focalizează pe guvernare. E adevărat că, de data aceasta, situația este una excepțională, o situație de criză. Dar guvernarea înseamnă și tentația de a privi problemele la nivel macro. Și tentația noastră, sau cel puțin ceea ce simt eu în acest moment, e că abandonăm conceptul fundamental al Partidului Democrat Liberal și care este legat de faptul că noi suntem un partid al comunității. Un concept care ne-a dus succesul și care sunt convinsă că este cel care răspunde cel mai bine
nevoi, pe de-o parte, de a găsi soluții la nivel macro, dar în același timp de a ne raporta la nevoile și la problemele oamenilor. Acest filtru, să spunem, sau mediator care este comunitatea, este unul extrem de important. Iar eu simt că aici avem o dificultate, pentru că balanța înclină în momentul de față, la nivelul partidului, de a ne focaliza pe ceea ce înseamnă privirea macro. La asta trebuie să renunțăm și foarte repede. Trebuie să ne întoarcem la viziunea noastră legată de comunitate, trebuie să ne întoarcem la comunități, acolo unde legătura cu oamenii este una directă. Și adevărat, cifrele spun realități. Și bineînțeles că cifrele îți necesită luarea unor decizii. Dar în același timp, e foarte important să vezi și reacțiile oamenilor și tot de la oameni să iei și soluții. De aceea, și la nivel național, am demarat procedura comisiilor de specialitate pe domenii. Eu lucrez cu astfel de comisie care este cea socială. E important să stăm de vorbă cu oamenii și balanța, aș spune, să vină mai degrabă pentru ceea ce înseamnă oameni și niște lei, reci, politici, comunitare și cu siguranță, dacă vreți, garantate, dar desfășurate la nivel local, garantate la nivel guvernamental, dar desfășurate la nivel local. Această comunicare rapidă este foarte importantă, această plecare către comunicarea cu oamenilor, comunicarea cu oamenii este vitală. De asta este nevoie, asta vreau să discut și cu parlamentarii, pentru că ei sunt dacă vreți, un mijloc foarte important de a comunica, pentru că ei sunt aleși pe colegii și alături de autoritățile, de oamenii noștri care ocupă poziții în administrația locală, sunt cei care pot face legătura cu oamenii. Astea erau doar câteva din lucrurile pe care vreau să vi le spun în același timp și un alt punct pe care vreau să-l ating. Cred că Partidul Democrat Liberal are obligația de a iniția dialogul cu celelalte forțe politice, chiar dacă rezistența acestora este una nefirească într-o situație dificilă cum este a României, în general vorbim, dar cu precădere într-o situație dificilă cum este cea de astăzi. Și spun acest lucru pentru că e firesc și cred cu toată tăria în ceea ce înseamnă lupta politică. Dar înțeleg că lupta politică se duce între partide, se duce între viziuni și nu se duce împotriva interesului național.